Bună, dragii mei capricorni, aceasta este talara voastră pentru luna septembrie. La începutul celeilalte filmări am zis scorpioni din greșeală. Și poate unii dintre voi o să aveți de-a face cu niște scorpioni în această lună. Asta așa ca idee, poate apare și cartea lor pe aici. Simțim să mă uit la prima carte și avem 8 de monede. Ce să zic, a tot apărut, deci e clar, luna în care încep copiii școala, mulți nu mai sunt în concediu și se simt așa începerea toamnei, totodată apare și sinuțul de toamnă, pe 20 septembrie începe. Deci o lună în care cam începe munca, începem să lucrăm, poate, să învățăm, să studiem, să aprofundăm ceva. 7 de monede la paza pachetului. Unii dintre voi s-ar putea să fiți într-o așteptare. 7 de spade, 6 de cupe. 7 e numărul inteligenței. E un număr puternic pe planul inteligenței, ca să zic așa. Și s-ar putea în această perioadă să fiți mai vigilenți, să fiți mai atenți cu ce mâncați, cu ce faceți, cum vă petreceți timpul, cum lucrați. S-ar putea unii dintre voi să simțiți nevoia de o rutină mai puternică. Aici cu 7 de spade, să nu vă mai sustrageți de la niște lucruri, de la niște munci pe care le faceți de zi cu zi. Dar ceva de genul acesta simt să citesc cartea acum. Poate să însemne și o așteptare din punct de vedere profesional. Avem Marea Preoteasă, ce frumos! Și 9 de monede, simt să-l iau normal, nu citesc cărțile invers. Nu, mi-am pus în plan, deci nu o să o fac. Cu 9 de monede aici și cu Marea Preoteasă. Hai să vedem și celelalte cărți, de fapt. Pajul de Băte, 4 de spade. Regina de Pute și Regele de Cupe. Avem aici și apă, deci poate să fie vorba și despre un scorpion pe undeva. Sau rac, în mod special, sigur, e un rac pe aici sau pești. Bun. Cu Marea Preoteasă acolo și cu 9 de monede. E foarte important să vă folosiți intuiția și latura feminină pe plan profesional, mai ales dacă aveți o mică afacere sau chiar o afacere neapărat mică sau sunteți antreprenori și așa mai departe, aveți ceva al vostru, ați construit. E foarte important să vă folosiți intuiția, să vă conectați la visele voastre pe care le aveți în această perioadă, să vă scrieți ideile, trebuie să fiți undeva foarte structurați cu ceea ce faceți, să nu mai amânați. Da, uite, ăsta e cuvântul lunii pentru voi, amânare. Nu mai amânați ceea ce trebuie făcut, mai ales pe plan profesional, pe carieră, pe plan personal. Unii dintre voi poate aveți și copii, că văd aici Pajul de Băte, și de aceea am simțit de la început să zic despre școală, despre începerea școlii și așa mai departe. Unii dintre voi trebuie să aveți în vedere anumite aspecte care sunt legate de copii, de copilul vostru, de copiii voștri, că poate aveți mai mulți, trebuie să luați în calcul mai multe lucruri, trebuie să vă adaptați lor mai mult nevoilor lor, cerințelor pe care le au, să-i ascultați foarte mult, mai ales că vorbim aici despre energia maternă, despre a fi mamă, deci clar intuiția este mult mai puternică, mult mai dezvoltată, zic eu, la o mamă, pentru că are practic crearea în formă fizică, ca să zic așa, din interiorul ei. Bun, și este mai, ar trebui să fie în contact mai mult cu emoțiile sale și cu intuiția sa divină, feminină. Bun. Dar și pe plan personal, poate n-aveți copii, dar unii dintre voi, da, unele dintre voi, poate aveți o afacere, aveți un proiect la care țineți foarte mult, exact ca la un copil. Și trebuie să aveți grijă de el. Da, e ceva aici despre amânare și despre grijă, ceva numai, nu trebuie să mai fie amânat și trebuie să aveți grijă de acest proiect ca și cum ar fi copilul vostru. E și cu Pajul de Băte, 4 de spade.
Totodată e foarte multă vitalitate aici la plajul de Bâte și aici e foarte multă, hai să zic, stagnare, dar nu neapărat stagnare, liniște, calmitate, s-ar fi cuvântul. Acest proiect, acest copil are foarte multă energie, foarte multă vitalitate, viață în el, pe când voi, pe voi vă simt așa puțin obosiți în această perioadă. Poate că ați venit dintr-un proiect foarte puternic, care în continuare crește și așa mai departe, pe plan profesional, poate să fie urați pe orice, da? Eu zic în mare proiect, afacere, mică afacere și așa mai departe, poate să fie orice pe plan profesional, job, etc. Și voi sunteți oarecum extenuați sau puțin obosiți, hai nu extenuați, obosiți, dar această persoană, acest copil sau acest proiect, această idee de-a voastră, da, necesită mai multă atenție și, într-adevăr, nu mai suportă așa multă amânare, ar trebui să vă dozați foarte bine energia, zic eu, regina de Bâte și regele de Cupe. Aici o combinare foarte interesantă între acțiune, exact ce are nevoie acest copil, acest proiect, și multă intuiție și contact cu emoțiile interioare puternice, exact ce voi aveți nevoie, când de aceea apare și Marea Preoteasă. Trebuie să vă dozați foarte bine energia, să știți. Este o lună de genul acesta. Pentru că, într-adevăr, o parte din voi simte foarte mult dorința de liniște. Chiar vă doriți, chiar și mai mult somn, unii dintre voi vă doriți să dormiți mai mult, să dormiți mai bine, să primiți un tratament special de îngrijire, așa, da, la spa. Uite, ar fi o idee asta. Ia uite, avem aici un nou, exact ce ziceam, e ceva la care țineți, e ceva mai mic, un proiect, poate să fie vorba și despre un copil care, da, are mai multă energie, un copil până în 14-15 ani, așa simt, care încă mai are nevoie așa de ghidarea părinților, sau un proiect, o firmă, ceva care e totuși la început de drum sau cât de cât pe acolo. Și spune că este succes asigurat, succesul va fi asigurat cu planuri bune și cu muncă. Muncă grea, asiduă sau, mă rog, cu muncă. Deci trebuie să depuneți ceva efort. Nu prea vreți. Eu simt chestia asta. Vreți mai mult să vă liniștiți, să vă reculegeți, așa simt. Avem aici la baza pachetului o furnică care vorbește fix despre muncă, despre succes și despre reușite. Deci nu e în zadar, să știți. Nu e în zadar, dar trebuie să vă dozați bine energia. Acum, cum simți și voi, nu trebuie să vă, nu știu, exploatați. Să nu o duceți în dezechilibru, să nu vă duceți în zona aceasta de să vă puneți prea multă presiune pe voi. Nu. Nu despre asta este vorba. Avem aici un bărbat închis la culoare, care are părul închis și spune că o să ai de-a face cu un bărbat care are aceste trăsături mai întunecate sau un păr închis la culoare. Mai avem aici și un bărbat. Avem un cățel care latră și zice că aveți un sfat de la un prieten, mai ales pe plan profesional, o să apară un sfat. S-ar putea ca acesta să fie prietenul. Ia uite câți bărbați. Un bărbat mai în vârstă, la fel, legături, relații cu un bărbat mai în vârstă în această perioadă. Dacă sunteți și căsătoriți sau aveți o relație de lungă durată, puteți foarte bine să un partener, da, dintr-o relație de lungă durată, da, aveți un partener, o parteneră, puteți foarte bine să apelați la acest om, la acest partener, să vă ajute cu ce aveți nevoie. Ar fi foarte util. Avem aici și o dorință care poate să fie îndeplinită. Deci vi se poate îndeplini o dorință în această lună. Și că poate această dorință este într-adevăr să poate să fie ceva foarte banal, să dormiți mai mult, să stați mai mult în liniște, să vă duceți undeva foarte liniștit, calm, cu patru de spade,
să vă ajute acest om mai în vârstă, poate să fie un tată, poate să fie un bunic, să primiți ajutor, sprijin din partea cuiva, da, și dorințe de-astea așa mai simple. Avem aici o pasăre, aștepta o scrisoare, aștepta vești, chiar și niște pachete. Interesant, un bărbat deschis la culoare, la păr și nu numai. Da, vei avea de-a face cu un bărbat cu părul blond, gri sau alb. Din nou, ideea că ar putea să fie un bărbat mai în vârstă. E foarte prezent acest bărbat aici și un rege de cupe. Poate să fie un scorpion, că tot am zis, un rac pești. Și, într-adevăr, e un sprijin acest bărbat pe tot parcursul lunii și avem și o lună mai. Poate e născut în mai acest bărbat. Asta ar însemna taur sau gemeni. Dar poate are și marcaj în zodii de apă. Este o lună de genul acesta pentru voi. Poate să fie vorba și despre amânare, ceva care nu mai trebuie amânat sau, din contră, mai poate să fie amânat. Și grijă. Trebuie să aveți grijă de ceva, de cineva foarte important. Vouă, poate să fie cum așa zis, copil sau un proiect, ceva care vă aduce foarte multe beneficii, adică merită. E ceva într-adevăr foarte drag vouă, ceva la care ați dat viață și poate să fie, cum am și zis, nu numai un copil, dar și un proiect. Ceva, nu știu, proiectul vostru așa pe care îl vedeți ca pe un copil. Firma voastră și așa mai departe, activitățile voastre care vă aduc foarte multe beneficii. Cam atât pentru voi, dragii mei. Ca zodii am zis scorpion, pești, în mod special și rac. Zice și balanță, capricorn, taur, mai vă pe aici niște zodii de foc, berbec, săgetător, leu. Leu m-am mai simțit să zic. Iar ca zile, nu simt că este așa o zi care iese în evidență, un număr care se iasă în evidență, dar poate să fie 4 septembrie, chiar dacă a trecut, gândiți-vă ce s-a întâmplat, 14, 24, 14, în mod special, a zice, 9, 10 septembrie, 19, așa aici ar fi, 22, de ce nu? Care ar fi tot un 4, da, și 22, aș spune, număr important. Cam atât pentru voi, dragii mei, o lună frumoasă vă doresc!